Salutare pescari și bun venit pe canalul meu. Iată și o nouă partidă de pescuit pe Râul Nistru. Azi la noi data de 24 februarie. Încă e iarna, dar deja afară e bine și frumos. Foarte tare s-a ridicat nivelul apei pe Nistru. Deja în pădure văd că se duce. O să încercăm iarăși să prindem niște păbușcă la feeder. Pe lângă asta să mai încerc astăzi să văd dacă este activ crapul. Pe parcurs băieți ați vărăt la ce pescuiesc, cum pescuiesc și dacă o să avem ceva rezultate. Vă urez vizionare plăcută, nu uitați să puneți un like la acest video, scrieți un comentariu pentru a promova acest video. Dacă doriți să susțineți canalul meu, să apară videouri cât mai des, linkurile o să fie în descriere sau pe QR codurile care sunt afișate pe ecran. Hai, începem partida! Așa, un loc ușor am găsit. Apa e foarte ridicată pe râu. E greu de găsit locuri ăsta, nu știu cum l-am găsit, repejor. Datorită cam ciboțele, deși am intrat în coaș. Nu știu, acușa așa spunem, o să încercăm două. Să le punem la crab și una la feeder. Hai. Se ridică foarte tare apa pe Nistru. Deja se duce în pădure. Punem repejor două avertizoare. Nu, și-o dole. O să lansăm departe, băieți, deoarece curent sunt foarte mari. Aici, sub malul acesta, să încercăm. Este. O să folosim crocodile de data asta. $2.40 și unul de $2.70. Iată așa unul. Iată pescare de alături. Scot băbușcă. Acuși și noi. Pregătesc repede pe ambele. Iată așa. O să folosesc 2 plumbi de 130 de grame. Vreau repede să încercăm să vedem acest lansăm. Să vedem ce e aici. Este creangă sau... Să nu ne rupim toate monturile. Lansăm mai sub mal, mai sub mal departe. Tot în rețe, parcă. Hai, pregătim monturile. Așa, monturi cu un singur porumb de silicon, cărlig numărul 8, curfșen. Sunt două. O să le scot de... Nu știu cum va fi, dar vom vedea. Sperăm să agățăm vreunul. Thank you.
acum să pregătim niște sticuri. Aici am niște peleți for season. Grăsimi minime acolo, 2-3%. Și niște porumb uscat. Pregătim repede două sticuri. Nu le facem mari. Este și a doua. Este să o punem într-o parte. Liquid. Spicy. O apățăm atent. O să mectăm puțin lipit. Să încercăm vreo 20 de metri de la mal, numai departe, că n-are rost. Te dau într-un ceas bun. Iată, cam așa ceva. Una este. A doua. Ha, te dau într-un ceas bun. Dacă așa. Molinete Armadel. De la Flagmar. 5000. Da, să pregătim o leacă din adă. Așa, apoi să pregătim montura. O să adăugăm niște lichid. Băieți, credem că am filmat, am pregătit nada. Las puțin să absorbe apa. Nu mi-a las folosim larva de... Hop. Să folosim larva de muscă. Câte două să punem. Acestea sunt micuți la mine. Las 43. Trebuie să iau și porumb, dar din păcate n-am avut. Am uitat să iau porumb. Și un coșuleț. Până-mi n-am dat.
și haide, vedem. Încercăm la distanța care am fost la trecută. Clipsat. O căzut. Da, hai să ne pregătim tot. Comod, uite. Nici n-am dovedit să ieși. Este foarte multă. Au și fale. Hai de scoatem că... O. Premiile deja mai frumușele, văd că s-au pornit mai mășcate. Ia, parcă așa o dată fără nadă. Punem așa mai aproape. M-am așezat mai bine ușor pe scaun. Haideți să scoatem asta. Vedem data asta dacă sunt mai mașcate. Primele două fost funcțiale. E cum să vă spun, tot așa. Nu, srei, niște tare mașcați. Asta nu-ți duc drept în creierile. Bateam vânt și asta, toată ziua așa să fie. Op. Așa cam. Am mușcat. Cum lansez și trage des. Văd că acolo o barcă pe Nistru. Searcă la hișnic.
Așa, nu mă lansez, băieți, și uite ce face. Peste vreo jumătate de oră o să mai verificăm o dată. Este la crab, să vedem ce. Da, mai frumșele. Una la grămadă și una pleacă înapoi. M-am încălțat în ghete. Interesant este. Și mai mărânțică. Și deja la cârligul ăsta văd că se agață și mai mușcă. Cred că s-a oprit pescare cu barca. A găsit ceva interesant. Așa să vedem ce fac ei și scot. Îi dau la spinning la silicon. Și eu nu mi-am luat niciun silicon de acasă. Din păcate. Haide, scoate-mi că am lăsat-o puțin și fără să mă uit la dânsa, deja este. De data asta se agață mai frumoase exemplare deja. Minunat. Punem câte doi. Au fost băieți la răpitor cu barca, dar văd că nimic n-au scos. Este multă tarancă de asta, eu cred că nu are rost. Thank you.
și în 20 de minute ferma deja este și îl trage în continuu. Și băieți, minus o montură, aproape de copac că m-am lansat și ni s-a rupt. Acum își pregătesc alta și mai facem o lansare. Da, sunt aici agățuri. Să folosesc așa un coșuleț de 120 de grame cu picioruș. Sunt și bine. La fel un stop aici în capăt. Azi vânt e puternic afară, așa că soare frumos, dar e cu vânt. Vântul e de la sud. Eu, montura noastră în lani este gata. Punem niște larbi. Coșuleț, punem o leagă. Trebuie cât mai la, mai la vale, Francesc. Să mă dau iarăși în... Oh, prea departe. Nu m-am clipsat. Punem să încercăm așa. Ceva, o să schimbăm în distanță. Deodată trage. E multă băbușcă. Nu așa, parcă greu vine. Data asta nu e mușcată. A, ne scot firul și ăla meu. Am uși poate să-l lag. Scot firul care l-am. Hai, mă tine că uși coșulețul s-o scot. Minunat dacă s-a prins am uși. Te am uși așa greu vine. Atași că scot și coșulețul, minunat. Văd că vine la mal. Tak, interesant, este și pește? Da. Stați așa, așa unul. E bine că l-am scos. Am ușa să disclișim tot asta. O
să dau plus două, da? Azi mai frumușică. Este, este. Nu e mult, dar este. La capăt că și e liniște. Hai că stă de scoate mai. Trage, trage în continuu. Ui. Trebuie să scot mai repede coșuleții dat. Ia să agață așa de prag. Sau mai bine mușa spun înapoi coșulețul vechi. Una la grămadă. Una pleacă înapoi. Pune coșuleț și-al vechi, că este agață tătă. Tătă iarbaș, de prag să agață. Asta are așa niște aripi și se ridică în sus. Oba, minunat! E bine și frumos. Și drept afară, cam timpul e vânt. Dar plăcerea de weekend iarăși este. La uși mai trage. La crab văd până când și-i liniște. Nu se aude nimic. Moșul meu de mare și ne-am pus șuluiu. Un crocodil. Hai că trage, trage, trage. O tras, o tras, da, n-am scos nimic. Оп, о, ребята, оказа, да, и фумас. Раз, здесь немножко цель. С
s-a agățat la cărligul ăsta chitaischi. Și lasă tot mâră. Aici distanța e undeva de clipsare, undeva vreo 25 de metri. După copacul ăsta cam e liniște, nu sunt curență mare, așa. E normal în zona dată să pescuiești. Numai că să nu dăm cât mai aproape de copac, e că... Cum am lansat, băieți, deodată trage. Data trecută am prăjit o tigaie foarte gustoasă de băbușcă, cu mama liguță. A fost foarte gustos și în iară ni s-a făcut poftă. Trebuie mai prins cât este. Ia acum. Hai, trage, trage, lasă. Încă una. Mai frumușică. Dietca la tigaie smerge. Nu mă lansă scot, nu mai era de fiecare dată, dar activitatea e interesantă și e dinamică. Valurile calamari. Foarte ridicată apa. Vreo metru ceva, dacă mai mult. Băieți, mersi mult că v-ați uitat până la urmă. Partida mea a ajuns la final. Deja e ora 14. E destul. Cam asta e rezultatul. Așa, sunt mai frumușele azi deja. De astea mai mărunțele o să le eliberăm. Asta frumușică tot. Plăcere am primit pe azi. Pește am prins, din păcate până când și crapul nu e activ, trăsături nu au fost deloc, oricum o să mai încercăm. Bine, eu vă urez vouă mult sănătate, fire întinsă, un like din partea voastră, scrieți un comentariu, numai bine, ne mai vedem! Pescare o nouă partidă, două ore jumate, eu ceva acasă, ceva am liberat.